Taximetristul a ieșit dintr-o parcare și a virat la stânga. Atent să se asigure că nu vine mașină din partea dreaptă, nu l-a văzut pe bătrânul care se angajase în traversare pe trecerea de pietoni și l-a lovit în plin. Pe înregistrarea video se observă că șoferul oprește inițial la locul accidentului, dar apoi s-a hotărât să plece. Câțiva martori au sunat la 112 și au chemat salvarea și poliția. Am fost sesizați cu privire la faptul că pe Bulevardul Revoluției s-a produs un accident de circulație. Ajuns la fața locului, am stabilit că autorul a părăsit locul faptei. În continuare se fac cercetări pentru identificarea acestuia și stabilirea identității. Cu ajutorul imaginilor de pe camera de luat vederi și al martorilor care i-au luat numerele de matriculare, taximetristul a fost identificat la scurt timp. El le-a spus polițiștilor că a plecat pentru că bătrânul l-a asigurat că nu vrea să meargă la spital și de aceea a părăsit locul accidentului. Pacientul era conștient, cooperant, mai exact cu un traumatism craniocerebral acut, cu o plagă frontală și cu un traumatism de membru inferior stâng. A fost investigat și i s-a acordat primul ajutor, apoi a fost transportat la spital unde i s-a acordat îngrijiri suplimentare. Șoferul se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală și părăsirea locului accidentului, dar și cu permisul suspendat.